Neața! Hai, leneșule, trezește-te! Cafea? Te-ai trezit. Da, sunt băia mare, tati unde? S-a trezit și el. Hai la el. Hai, hai să-i ducem cafeaua. Opa! Ah. Ah, ești minunat. Fix ce-mi trebuie. Crezi că te mai poți ține în brațe, nu? Toată viața! Doar nu-i tu tatăl meu? Cam, dar ești greu. Pe mama, de ce eu îi mereu în brațe? Are dreptate. Tu cu cine ții? Ține asta. Aoleu, fugi! Gata! Hai la masă! Poate și Bambi să mănânce cu noi? Bambi are mâncarea lui. Întâi mănânci și după aia te joci cu el, da? Mulțumesc! O floare pentru o floare. Ce romantic ești de dimineață. Pentru că te iubesc. Tati, hai să ducem pe Bambi să mănânce ca să mă pot juca cu el. Hai! Victor a rămas lângă Bambi până mănâncă. E incredibil. Cine-i Tudor Carage? Nu știu. Am avut niște amintiri. Tot corpul mi-a luat foc. Și am simțit atingerea. Îl cunosc? Tu știi? Nu, de unde să știu? Probabil că sunt niște amintiri parazitare. Atât? Dacă e mai mult. Mi-e frică. Nu, de ce? Probabil că e bine. În curând o să duci aminte de tot. În curând o să-ți revină memoria. Și dacă nu-mi place, ce descoper? Nu-ți descoperi nimic. Tu ești Sonia, soția mea și atât. A ta. Mi-au trecut prin minte niște amintiri cum că aș fi fost căsătorită cu Tudor ăsta. Ușor, era atât de real. E normal. Creierul încearcă să-și facă niște amintiri, chiar dacă sunt false. Acum 5 ani, când m-am trezit în spital la Târgoviște, mi-ai zis că sunt singură pe lume. Că tu ești tot ce am. Ești sigur că nu mai am pe nimeni? Unde sunt? Cine ești? Eu cine sunt? Sonia. Sonia, iubita mea, sunt eu, Adrian. Nu te cunosc. Gata, gata, ușor. Ai încredere în mine, sunt doctor. Probabil că nu ți-aduci aminte de nimic. Ai avut un accident. Te-ai lovit la cap. Nu. Unde? Nu știu. Gata. Gata, ușor, ia-mă de mână. Tot ce trebuie tu să știi e că ne iubim. Și că o să fie o
alături de tine tot timpul, o să fie bine. Mi-aduc aminte. Tu ești Sonia. Eu sunt Adrian. Și ne avem doar unul pe celălalt și atât. Știu. Ușor, ușor îți aduci aminte. O să vezi. O să fie bine, o să fiu aici lângă tine. Pentru mine... Pentru mine nu e important trecutul tău. Important e viitorul nostru. Simt că nebunesc. Așa o să fie mereu? O să trăiesc cu teama că o să mă trezesc într-o zi și o să fiu altă persoană? Uită-te în jurul tău. Asta e viața noastră. Asta e familia noastră. Ultimii 5 ani au fost cei mai fericiți din viața noastră. Mi-aduc aminte cum te-am adus de la spital și te-am cerut de soție. Asta e amintirea care contează. Aici. Dar n-am mai fost niciodată în locul ăsta. O, Doamne. Iubita mea, asta e casa noastră și noi am fost atât de fericiți aici în ultimii ani. Mi-amintesc. O să-ți amintești, să știi, puțin câte puțin. O să ne descoperim împreună. O să învățăm să fim fericiți din nou. O să-ți aduci aminte. Puțin câte puțin. Ai suferit un accident cumplit și ai uitat câțiva ani din viață. Dar o să te ajut să-i descoperim împreună. O să fim din nou fericiți. Tot ce trebuie să știi tu acum e că Dumnezeu a ales să salveze copilul nostru. Tot ce am avut noi mai bun, toată dragostea noastră, am pus aici în fărâmița asta de viață. Nu-i minunat? Nu mi-aduc aminte. Când am făcut noi un copil? Nu te mai gândi la asta acum. O să vină, încet, încet, o să vezi. Iar eu o să fiu aici cu tine. O să te ajut să-ți aduci aminte de adevărata ta viață. Adrian? Da? Tot ce mi-amintesc e că mi-a fost foarte dor de tine. Soția mea? Așa, dintr-o dată? Să știi că am făcut asta în gând 1000 de ori. Dar acum, pentru prima dată, ai cel mai important motiv din lume să spui da. Copilul nostru. Vrei să fii soția mea?
Asta e viața noastră. Asta e pensiunea noastră. Întotdeauna ți-ai dorit să stai departe de lumea dezlănțuită. Ești fericită. Ești fericită, nu? Da. Sunt. Atunci putem trece peste orice.